Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost astăzi gazda lansării nucleului expozițional multimedia Muzee ale Romilor, proiect dedicat culturii, tradiției, portului și dansului acestei etnii. Cu acest prilej, cei prezenți la eveniment au avut parte și de reprezentații artistice. Lansarea nucleului expozițional multimedia al proiectului Muzee ale Romilor s-a desfășurat în cadrul unui eveniment cultural organizat în incinta Muzeului Regiunii Porților de Fier, la care au participat reprezentanții ai comunității rome din județul Mehedinți. Prin intermediul colocviului interactiv a fost adusă în atenția participanților problematica culturală a etniei rome. Părinții mei, când au creat acest proiect, s-au gândit la o realitate care este zi de zi în viața noastră. Etnia romă reprezintă o componentă esențială a societății românești și stă alături de noi și alături de celelalte etnii și ne duce traiul de zi de zi, în bune și cu rele, împreună. Dar, din punct de vedere cultural, ne-am constatat că sunt suficiente, dar nu destule, în funcția noastră de versuri, inițiative care să sprijine această etnie, să o aducă din punct de vedere cultural în atenția societății pe tot ce are ea mai bun. De-a noi suntem muzeu și ne-am propus ca un spațiu al muzeului să devină, de fapt, un muzeu, un mini-muzeu al etniilor. Evenimentul a continuat cu prezentarea și lansarea albumului de familie al existenței minorității rome în Mehedinți și a filmului documentar privind elementele identitare ale acestei minorități în județul nostru. Expoziția privind valorile culturale ale romilor existente pe meleaguri mehedințene a fost de asemenea vernisată, iar demonstrațiile de dans tradițional în portul specific au completat amploarea evenimentului. Proiectul Muzee ale Romilor a fost implementat de Muzeul Regiunii Porților de Fier și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, scopul principal fiind acela de a face cunoscută cultura acestei etnii în rândul mehedințenilor și al românilor.